Ține așa, gata. Ține-am eu și înainte, știi? Vreau să-mi dau șobi. Vezi că o să-i dau box. Stai. O să-i dau box. Stai. Ține. Uite ce o să fac. Box. Bravo. A tras numai pe mine băiatul ăsta. Și am zis că l-am omorât mai repede. Mai... Da. L-am văzut și eu. Am glanțe de rachet. Dă-le pe toate, că nu. Vrei să-ți dau? Îți dau două. Că am și eu nevoie, am și eu. Acum am trei. Ia, e mai bine măcar. A big, dacă mai pot dau. Și după mergem la drop. Și hai la drop. Da, mă, hai la drop. Îmi dăm și eu. Uite un big acolo, uite. Dacă e să-l lai. Că ți-am băut două biguri așa, știi? Mamă, iarăși crau? Eu mă chem și crau aici. Fucking crau. Fucking soare, da. Era buguit checkpoint-ul meu. Hola. Hai la drop. Hai, bă, ce un launch pad de... Bă! Oh! Mama! Bă! M-a prins bine rău acolo. Are... E controller. Cred că o să mor, nu știu de ce. Am impresia. Urcă! A, la mine. La boxurile astea. What? Sunt jos, dărâmă. 100? 100? Am venit la tine. Bă, uite aici. Unde sunt? Bă, ce feri? 53? Box? Oh, mi-a dat 200! Mama, ce joc, Gabi, te rog, am încredere în tine, dă-mi box și dă-mi riv. Nu box. Mai met. Îți zic eu dacă vine, dar își dă heal. Își dă heal. Vine, în ce stai? Stai, puteai să dai revive. Ți-am zis că vine aproape de tine, dar nu te știa. Nu, no! Vine să crezi, ai oprit. Nu! No! Gabi, nimerește! Nu! No! Nu vine să crezi că ai oprit revive-ul, Gabi. Sunt bagă de stală de paranteze, era un HP copilul. Și era un HP, de unde mi-a un hit. Am luat toate glanțele pe lângă, nu mai doam bat în el. Cred că radicalul nu se bagă în paranteze. Nu mă interesează, nu-s nervos. Nu mai pot. Ce ți-a copiit pe aia, ți-a copiit pe aia, era 100. Hai, radiat. Nu, că gata, mă activeze inbot-ul și mă pieși în el. Da. Eu n-am mai făcut cam nimic. Nu m-am mai jucat cu... Mă auzi? Te aud. Așa, n-am mai jucat cu cineva. În afară de tine de 3 săptămâni nu m-am mai jucat. 3 săptămâni? Aproape, 2 săptămâni. 3 zile, că acum 3 zile n-am mai jucat. Nu, 2 săptămâni. Nu, mă refer cu altcineva în afară de tine. Acum 2 săptămâni. Adică m-am jucat cu Alex acum 2 săptămâni. De fapt cu Iuli acum 2 săptămâni și cu Mani. Da. Mă, Iuli pe fură. Și n-am... Adică eu mă uit la Naruto toată ziua, adică n-am face altceva. După mintru să mă joc. Caracterul meu principal până acum e Kenji din Mortal Kombat. M-am jucat Mortal Kombat. Kenji.
Îl știi, nu? Îl știi, nu? Pe cine, mă? A, din Mortal Kombat. Păi, eu vorbeam cu tine. Da. Da, e mișto, e mișto. E caracterul meu main pe... Mamă, ai cu câteva luni era Scorpion, dacă nu mă înșel. Da. Iar acum e Kenji. Altă. N-a jucat la Kenji în afară de pe Jump Force, dacă să punem, îmi place mult rank. Din ăla, nu mai te spamează. Îți dă și tu la ce oră vrea. Na, e prea care de caracterul ăla. Pe Jump Force. Cate nu-i normal. Hai să dau un mini. Ia mini. Oh, am dat Chuck Splash din greșeală în loc să ți arunc miniul. Am aruncat Chuck. Lasă, dă-ți ăsta și dăm Chuck Splash. Deci hai să cumpărăm pump-ul repede. Să l-au cumpărat deja câțiva. Nu, e pump albastru. Nu contează, e tot din pump albastru. Ah, deci e random. E dintre pump albastru, pump legendar, pump epic, așa. Oh, e bine, oricum. Da. Nu prea am mers. Nu mai mers! Mă bate! Mă bate. Nici eu n-aveam mai... Nu ai super jocul, știi cum se mișcă asta? Zici că e robot. Nu, mai vine unul, Gabi construiește dacă ai mai... Nu mai supăr, nu mai ce cu aim-ul meu? Nu, eu mă joc cu combat-ul, pe seama pe voi. Dacă ai găsat combat-ul, ești bate... Bă, jur, le-ai da? Solo 2. Să mor eu. Eu cu combatul mai, m-am plictisit deja de forță. Mamă. M-am plictisit deja de forță. Apucă-te de Apex. Nu, mă plictisit și de Apex, nu mai îmi place niciun joc. De Naruto. Plictu jocul ăla cu Naruto, nu? Da, dar nu l-am. Jump Force e cu Naruto, nu mai cât mai de caractere. Bani în pola ia-ți-l. Nu le-am, stai, lasă, gata. Să-ți iei, zic, e 450 de lei. Atunci nu. Mai bine îmi iau calculator. Poți răspunde. Mama, casă, chitei, comunicață, ăștia, eu și numai... De la Hide and Seek. Da? O dau ce vreau. Hai, de-i vai la Andrei, sau ce cred că face să leagă cu Juventus? Da, băi, hai, că mai vorbim, nu? Ce nu mai mergi? Da, hai, pa! Olu, mamă, ce facem aici?
cred că mi-am băsat de vreo 3 zile, pentru că am momente în care, și zile în care nu mai pot posta, pentru că ba cu fotbalul, ba cu karatele, ba antrenamente, fiecare zi, că mai nu fac și niște antrenamente și nu am timp mereu, ba să filmez, ba, poate mă gândesc, nu mă gândeam să fac un vlog, că de vlog nu mai zic, dar așa, jocuri nu vreau, mai pot în fiecare zi. Un vlog mai că nu știu exact ce vlog. O să facem un daily vlog să vorbim, să o live stream, să vorbim pe cameră, ori, bar n-am. La un moment dat, un live stream fac 100 de abonați împreună cu fratele meu și să facem ce vreți voi, efectiv. Stăm acolo la bucătărie și ne punem să mâncăm ce, o fău de chestii, la ce un moment dacă fac 100 de abonați. Nu știu, și cu verișorul, dacă faci de revelion, îi pun de revelion, dacă faci 100 de abonați, o să costi la noi, cred, verișorul. O să facem un clip foarte special în care o să faci de fău de nebunii. O să faci un clip de Halloween foarte amuzant și o să crezi să râdeți. O să facem un clip în care o să speriem oameni, copii, prieteni de-i mei, cu masca care face un costum de la de clown de mamă, știți cum e? O să postez pe Instagram o poză cu clownul, cu costumul. Să vedeți voi cum e. Și na, ce pot să zic altceva. Oalei, băi, mâncați azi mai ușor. Mă, câte nebunie e aici. Mă, dar joacă ăștia bine, unii dintre ei, adică Nagigelul ăsta. Mamă. Mamă, am intrat în ele și mamă, ce acolo? Mamă, ce s-a întâmplat acolo, ești nebun? Bă, o să moară tanța. O băiezare s-a luat un custom în care, adică nu neapărat un custom, joc cu prietenii și cu abonații care i-am la ad, în care o să facem cu impostor, modul impostor, pentru că încă mai mod n-am făcut niciodată, nici când s-a, deci când a apărut n-am făcut un episod sau un live stream ceva în casă cu voi. Mai că nu prea mai pricep cu casă murile astea, nici nu cred că pot, că am abia 70 de abonați, adică abia fac și 70 de abonați și nu am așa gen. Nu cred că pot la abonații sau pot, mai că nu știu eu, habar n-am. Scrieți-vă în comentarii dacă cumva știți, dar eu nu habar n-am cum să fac chestia asta. Acum să nu mă creez un tâmpit, că nu știu care, dar nu prea știu, gen, îți mai nu pe YouTube, așa, canal de 2 ani, numai că n-am experiență, făceam mare parte de vloguri, e măcar editat, pentru că nu prea știu să editez, și, na, nici am un editor, ca să spuneți că am fac de calitate, deci, na, e mai dificil acum, dar, o să trec peste, o să, na, o să pun YouTube ăsta. O să te abonați, vreau să fac, încerc. Sper să fac chestia asta. Hai da, bă! Ce s-a întâmplat? Bă, dar ce ping bun am. Uite, bă. Cred că mă duc pe high ground, ești prost. Hello, motherfucker. Editează! Bă! Nu! Oh, nu! Frate, frăție! Mamă, te-ai văzut.
Sambalu. Salut! Să rămână! Opa, așa! Opa, așa! Să rămână! Ba! Să rămână! Ok! Mă, dacă mi-e într-o... O să spun, e bug vizual! E bug vizual! N-o fi cu ei din parte. Ce? Mă, dar Switch se joacă foarte bine pe rând. Sincer zic, mi se mișcă foarte bine. Eu când văd că berea e scumpă. Mua, 2,50 berea, mama. Eu care de mai crei 50 de bani. Bă, numai eu cândva am băut. Nu vă gândesc la bere, că mai mă pun atache, nu să mă prostesc, adică eu mai puneam să mai dea. Nu, mă refer. Ați văzut vreodată vodka de 3 milioane? S-o ați gustat? Bă, frate, nu știu de voi, frații mei, abonați, așa, bă, scai de frații pentru mine. Bă, nu știu, dar efectiv, odată am gustat, am șortit, eu știu la maică mea, joc mic, vă rog, joc de gheață, vă rog eu frumos, că dacă nu, mă rupe pe genunchi. Hai să vă zic, deci, eram acum 2 săptămâni cu frații meu, și vorbeam, lasă-l mă rog, ce vorbeam de acolo, bă, de forme, bă, de ce vorbeam noi, bine? Bă, și mi se întușeam de la frigel, tu știu ciocolată și așa, vede, vede acolo, vodka, mă. Deci, vede vodka de 3 milioane, bă, era cumpărat, nici desfăcută nu era. Bă, mâncați așa. Insta mare pe zi cu mamă, nu înțeleg ce m-a apucat, nu, să mă credeți bețiv, am gustat doar, dar frate mă mai tâmpit așa. Spune, mă, nu vrei să bem potată, eu zic, bă, tu ești prost, nu, vrei să... Fiind bății pe aici, ai halatura? Nu! Bă, dar îmi întâlnea bine să vorbesc cu el, că-l văd cum ia sticla și efectiv bea ca turbată. Bă, se strâng banii toate alea, ești nebun! E turbat, frate, eu am gustat și eu n-am puțin nimic în afară, că după m-a durat puțin capul, nu știu dacă eram bat. Am un moment dat cu un abonat de nou micuțu. Bă, frate, nu mă știu ce băut. Deci, lasă-mă gură, știți că mai este Pepsi cu alcool ceva. Și bea mama mea, așa, din când în câte o gură, știi? Hai să-i dai poftă, că n-am. Bun, și n-am știut, n-am știut că este cu alcool și am băut pe toată, mă, era clar la un, bă, era full. Băi, două, mi-a zis, maică mea, era cu alcool. Bă, și după mă rog cu durere de aia, de că eram pe filmare, cred că făceam un clip atunci, adică l-am închis din mintea din urmă, l-am acustat. Bă, micuțul era pe acolo, vorbeam cu el, eram, nu știu ce făceam, dar eram și eu pe acolo, rupt în gură. Ori n-am băiat în mașină, dar știu că la un moment dat îi vedea joc de mine. Bă, tu ești beat? Bă, ce mai știu de aia cu mine, că-ți bea și de aia... A, nu mai știu nimic. Dar efectiv nu știu cum a făcut chestia. Și aia cu beția, dar na. O să mai zic, o să fac un cedic neapărat, acum să nu știe maica mea că nu mai, cred că mă ut la prietenii mei, nu știu. Dar vreau neapărat cu Costel, dacă o să fie de acolo. Bă, azi zic o chestie, eram așa odată, eu zicam lui ceva acolo, eram într-un moment dat. Unul era mai bolnav așa, nu știu, avea o problemă și noaptea mereu, efectiv îi mulți părinții alea și eram un nume în care îi mulți unul părinții. Și era bântuit mereu, era bântuit de spiritele la părinții lui.
era foarte bărușera. Și ăla avea viziuni cu ei, efectiv. Cum îl omoară. Vampir. Și ca să fac asta, au niște pastile. Bă, și noi când ne credeam personajul ăla, se costuma frate mi un fantomă ce făcea el acolo, bă, am luat pastile. Pastile serioase și după ne-am luat vedere la cad. Mamă, ce era acolo. Mi-am pus și mura în drec. Făceam, nu știu ce făceam. Idei că mâncau ca tubații pastile, cum făcea ăla la anime. Bă, bă, o mai tâmpi ca mine și ca frate și ca Costi. Nu mai există pe aici. Dar nu știu sigur. Mă rog, am zis cu acest clip. Nu uita, dați un de like, un share și un subscribe. Ca să fac și eu. Să fac și eu, că știți că îmi doresc chestia asta de abonat acum. Pentru că sunt până la început, avem și șapte de abonați. Sărbăți butonul de like, să fac și eu. Nu știu, ce cu like-ul acest clip. Nu uitați de clopoțel, să rupeți clopoțelul la butonul de like și de subscribe, evident, de un share la prietenii voștri. Eu am fost pe la Graal, am pupat, ciao!